It was my privilege to come to Romania for the first time in the year 1991. A fost privilegiul meu să vin în România prima dată în anul 1991. Since then, I have been here many times. Și de atunci am fost în România de foarte multe ori. At the present, I have been here for 2 months. Acum, de curând am fost, sunt în România de aproape de 2 luni. During this time, I have experienced much love from the brethren. Și de atunci am experimentat multă dragoste din partea fraților. At this time, it will be my privilege to consider a portion of the Lord's word. La acest timp vom considera o porțiune din cuvântul lui Dumnezeu. We would like to start with reviewing the words of the Apostle Peter in 2 Peter verses chapter 3 verses 8 through 11. That's 2 Peter 3 verses 8 through 11. So may we have that read. 2 Petru 3 de la 8 la 11. Acestea sunt versetele pe care le vom avea în considerare în această seară. Și citim: Dar preobiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu un trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? We have many signs to indicate that this 1000-year period of time began in the year 1874. Avem foarte multe semne care ne indică că această perioadă de timp a început deja din 1874. In addition to the Bible chronology and the prophecies, we have many visible signs. Pe lângă profeție și Biblie, avem semne vizibile. What are some of these visible signs? Și care sunt unele dintre aceste semne vizibile? Let's start with the meat in due season, which has been given to us by the seventh messenger. Să începem cu hrana la timp potrivit care a fost dată, ne-a fost dată nouă de către al șaptelea mesager. Brother Russell started the first publishing the truth in the 1870s. Fratele Russell a început prima dată să publice adevărul în anii 1870. A very pronounced sign is the time of trouble spoken of by Daniel. Și un timp foarte pronunțat este făcut în profeția lui Daniel 12. Daniel prophesied that when Michael would stand up, there would be a time of trouble such as never was before. Daniel a profețit că când Mihail se va scula, va fi un timp de strâmtorare, așa cum n-a fost de când sunt neamurile. A very visible sign is the restoration of Israel. Un semn foarte vizibil este restaurarea lui Israel. The double of disfavor upon Israel ended in 1878. Dublul de defavoare a lui Israel s-a terminat în 1878. Another visible sign is the electric light. Un alt semn vizibil este lumina electrică. This was invented in the 1870s. Care a fost inventată în anii 1870. And so we are in a transition period. Și suntem deci într-o perioadă de tranziție. The old order is being removed. Vechea ordine este înlăturată.
Much trouble is resulting. Și ca urmare a acestui fapt rezultă mult necaz. At the same time, however, the spiritual phase of the kingdom is gradually coming down from God out of heaven. În același timp, împărăția lui Dumnezeu se coboară în mod gradual din cer pe pământ. So we trust that all listening to this message believe that the millennial age has begun. Și credem că toți cei care ascultă acum acest mesaj cred că vârsta milenară a început deja. However, we realize that some are still asleep. Cu toate acestea, suntem conștienți și de faptul că unii sunt adormiți. The Apostle Paul exhorts us to not sleep as do others. Apostolul Pavel ne îndeamnă să nu dormim cum dorm și alții. Let us read his words in 2 Thessalonians chapter 5 and verse 6. Citim cuvintele lui din 2 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 6. Please read. Brother Alex, you have your microphone on mute. 2 Tesaloniceni. What was the verse again? 1 Tesaloniceni 5 cu 6, cred că, da. Poți să citesc. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Now let us come to the main part of Peter's words in his second letter that has been read. Și ne întoarcem din nou la cuvintele care le-am citit la început din Petru. So please read again 2 Peter 3 verse 11. Citim din nou versetul 11 din capitolul 3. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? If we are awake, we can see that the old order is being dissolved. Dacă suntem dintre cei treji, ne dăm seama că, așa cum scrie aici, aceste lucruri se vor desface. So Peter says, what manner... What manner of things I'm sorry, I'm having trouble reading the verse. What manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness? Deci aceste lucruri se desfac acum. Și așa cum spune mai departe, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? I repeat that I have come this time to provoke love and good works. Vreau să repet că scopul meu, scopul venirii mele din nou în România este ca să promovez iubirea și faptele bune. Now review what the Apostle Paul said in writing to the Romans. Să avem în vedere ce a scris și Apostolul Pavel în epistola către Romani. Please read Romans chapter 12 verse 2. Și pentru asta citim Roman 12 cu 2. Nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Be not conformed to this world. Să nu vă conformați veacului acestuia. But rather Paul exhorts, be ye transformed. Ci mai degrabă, așa cum ne îndeamnă Pavel, fiți transformați. What does it mean to be transformed? Ce înseamnă să fim transformați? As embryo new creatures, we are to grow and develop. Ca și creaturi noi embrionare, noi trebuie să creștem și să ne dezvoltăm. As new creatures, we are operating in an earthly body.
Ca noi creaturi, noi acționăm în acest corp imperfect, pământesc. What is our hope? Și care este speranța noastră? Our hope is to receive a divine body. Speranța noastră este să primim un corp divin. So this transforming should be promoting us to be ready for our divine body if we are faithful unto death. Această transformare este cu scopul ca noi, mintea noastră transformată, să fie potrivită cu corpul pe care va trebui să-l primim, pe care vrem să-l primim. Paul says, though, be not conformed to this world. Și de aceea ne spune Pavel aici să nu ne conformăm. Well, what kind of clothing do we need? We're in earthen bodies, and what kind of clothing should we use? Ce fel de îmbrăcăminte avem nevoie și ar trebui să folosim? Well, the scriptures indicate that our clothing should be modest. Scripturile ne indică că îmbrăcămintea noastră ar trebui să fie modestă. To be proper for the occasion. Ar trebui să fie adecvată ocaziei. But today in the world we see that men are dressing in the wrong way. Dar vedem astăzi în lume că bărbații se îmbracă într-un mod neadecvat. Tight clothing. Se îmbracă cu haine mulate sau strâmte. Clothing that you can sometimes not distinguish between man and woman. Oamenii se îmbracă în așa fel încât nu se mai poate deosebi cine este femeie și cine este bărbat. Long hair. Părul lung. What does Paul say in 1 Corinthians chapter 11 verses 14 and 15 about long hair? Ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni 1, 11 și versetul 14 și 15. Please read 1 Corinthians 11, 14 and 15. Și o să citim. Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. For the sisters, though, long hair is proper. Pentru surori, părul lung este adecvat. However, proper attention should be given that it's not distracting to others. Cu toate acestea, trebuie purtat în așa fel încât să nu fie o distragere pentru ceilalți. So again we repeat that our clothing should be modest. Și repetăm anume faptul că îmbrăcămintea noastră trebuie să fie modestă. The Apostle John says, love not the world. Iar Apostolul Ioan ne spune să nu iubim lumea. Please read 1 John 2 verse 15. 1 Ioan 2 versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în ea. What does John mean with these words? Ce vrea să ne spună Ioan aici prin aceste cuvinte? Elsewhere we read that God so loved the world that he gave his only begotten son to die for us. Ne spune că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi. John means that we're not to love the worldly ways. Și prin urmare ne spune că nu trebuie să iubim căile lumii. We are to love the sinner as long as there is hope of separating the sin from the sinner.
Trebuie să iubim păcătosul atâta timp cât putem să despărțim păcatul de păcătos. What manner of persons ought we to be? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? The Apostle Paul, in writing to the Colossians, chapter 3, verse 8, tells us things that we are to put off. Apostolul Pavel ne spune în Coloseni, capitolul 3, lucruri pe care, la care ar trebui să renunțăm, să le dăm jos. Please read Colossians, chapter 3, verse 8. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase, care v-ar putea ieși din gură. Coloseni 3, 8. Paul tells us to put off anger. Pavel ne spune să dăm la o parte mânia. We're to put off wrath. Să punem la o parte iuțimea. We're to put off malice. Răutatea. We're to put off blasphemy. Să renunțăm la defăimare. And we are to put off filthy communication. Și să dăm la o parte și cuvintele de rușine. Brethren, that is quite an admonition. Fraților, asta este un îndemn foarte important. But remember, Peter says, what manner of persons ought we to be? În timp ce Pavel, în timp ce Petru ne îndeamnă și ne întreabă ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Paul also tells us that we're to cast off the works of darkness. Și Pavel ne mai îndeamnă să dăm la o parte și lucrările întunericului. Please read the Romans 13, verse 12. Roman 13 cu 12. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. God is light and in him is no darkness at all. Dumnezeu este lumină și în el nu este întuneric deloc. The consecrated have been begotten by the Father of lights. Cei consacrați au fost concepuți de Tatăl Luminii. We are exhorted by Jesus to let our light shine. Și suntem încurajați de Isus să lăsăm lumina noastră să strălucească. By so doing, others may see our good works. Făcând astfel, ceilalți pot să ne vadă faptele noastre bune. But this is for the purpose of glorifying the Father of lights. Și toate acestea sunt cu scopul de a slăvi și glorifica pe Tatăl Luminilor. Why did the Father of lights beget us? De ce ne-a conceput Tatăl Luminilor? He wanted a divine family. Pentru că își dorește o familie divină. To be of this divine family, we must be like our Father. Ca să fim în această familie divină, trebuie să fim ca Tatăl nostru ceresc. We must be like the Father of lights. Trebuie să fim ca și Tatăl Luminii. We're indebted to the admonitions by the Apostle Paul. Suntem avertizați de aceste îndemnuri date de Apostolul Pavel. In writing to Timothy, he tells us to shun profane and vain babblings. În epistola către Timotei ne spune să ne ferim de vorbăriile goale și lumești. This is found in 2 Timothy chapter 2, verse 16. 2 Timotei 2 cu 16. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că știi ce țin că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Why did Paul give this admonition? De ce a dat Pavel acest îndemn?
It was because some associated with the brethren were teaching something that was wrong. Pentru că a văzut că unii care se asociau cu frații învățau ceva greșit. Paul is informing us that Hymenaeus and Philetus were teaching that the resurrection was in the past. Pavel ne informează că Imeneu și Filet învățau că învierea deja deja se întâmplă. Some believe this false teaching and had their faith overthrown. Unii au crezut această învățătură greșită și au avut credința răsturnată. Now, certainly no one believed that the general resurrection was in the past. Cu siguranță nimeni nu credea că învierea generală a fost în trecut. Hymenaeus and Philetus were teaching that the first resurrection was in the past. Imeneu și Filet învățau că prima înviere deja a fost în trecut. In other words, in that early stage of the church, some had closed the door to the high calling. În alte cuvinte, unii din acea fază timpurie a bisericii, prin ceea ce spuneau, au proclamat că ușa către chemarea înaltă este închisă. So Paul is encouraging the brethren to know what we believe and why we believe it. Deci Pavel încurajează frații să știe ce cred și de ce cred ceea ce cred. And even though some follow these wrong teachings, nevertheless, the plan of God is going to be fulfilled. Și chiar dacă unii învață aceste învățături false, planul lui Dumnezeu tot o să meargă la îndeplinire. And then Paul proceeds to tell us about this plan. Și apoi continuă, Pavel continuă să ne spună din acest plan. So let us remember, brethren, to know what we believe and why we believe it. Deci, fraților, să continuăm să cunoaștem ce credem și de ce credem ceea ce credem. Now, let us note that also the Apostle Peter gives us a lot of information. Și de asemenea, Petru ne mai dă și alte informații. Let us read 1 Peter chapter 4 and verse 15. Citim 1 Petru 4 cu 15. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. What is it to be a busybody? Ce înseamnă ca cineva să se amestece în treburile altuia? A busybody is one that tries to run somebody else's business. Cine se amestecă în treburile altuia, could you please repeat? A busybody is one that endeavors to run someone else's business. Cine se amestecă în treburile altuia, încearcă să conducă afacerile aceluia în care se amestecă. In other words, they try to tell someone else what to do. În alte cuvinte, acela va încerca să-i spună celuilalt ce să facă. So we must be careful not to be a busybody. Deci trebuie să fim atenți, să nu fim amestecători în treburile altuia. What manner of persons ought we to be? Ce fel de oameni trebuie să fim noi? We're not to be jealous. Nu trebuie să fim geloși. Jealousy is as cruel as the grave. Pentru că gelozia este
la fel de crudă ca și mormântul. What manner of persons ought we to be? Ce fel de oameni trebuie să fim noi? We're not to be proud. Nu trebuie să fim mândri. But rather we are to be meek. Ci trebuie să fim mai degrabă blânzi. What does it mean to be meek? Ce înseamnă să fim blânzi? It means to be teachable. Înseamnă că putem fi învățați, învățăcei. We're exhorted not to be self-centered. We must have lost contact. You can continue. I'll continue translating. We're not to be self-centered. Nu trebuie să fim centrați pe noi înșine. In other words, we must be meek, humble, teachable. Cu alte cuvinte, trebuie să fim învățăcei sau blânzi. Now back to the words of the Apostle John. Și întorcându-ne la cuvintele Apostolului Ioan. Read 1 John 1, verse 7. Tim 1 Ioan 1 cu 7. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. We're to walk in the light. Noi trebuie să umblăm în lumină. Where my computer is, the light wasn't so good. That's why I had a difficult time earlier reading a portion of the scripture. Locul în care mă aflu acum în apartament, unde este și calculatorul, lumina mea în locul ăsta nu e așa de bună. De-aia mai înainte n-am putut să citesc așa de bine versetul. But let us review that the Heavenly Father is the light of the universe. Dar ca să revizuim, Tatăl Ceresc este lumina universului. And his dear son, our dear redeemer, is the light of the world. Și scumpul său fiu, scumpul nostru răscumpărător, este lumina lumii. And Jesus said, ye, the consecrated, are the light of the world. Și Isus a spus că și voi, cei consacrați, sunteți lumina lumii. Brethren, let us show forth the praises of him who has called us out of darkness into his marvelous light. Fraților, deci să lăudăm pe acela care ne-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. A few days ago I was doing some shopping and the cashier said in English, good morning. Cu câteva zile în urmă am fost la cumpărător și acolo la magazin mi-a spus cineva în engleză, bună dimineața. So we had a nice conversation, a short conversation. Și am avut o frumoasă, dar conversație care era mai scurtă. But I didn't have any track in my pocket to give to her. Dar nu am avut plante cu mine ca să-i dau. In fact, I don't have any Romanian tracks. De fapt, nu am plante în limba română cu mine. I looked for some at the book table at the convention, but didn't see any. M-am uitat la convenție după câteva în limba română, dar nu am găsit. But I do have some little booklets in English. Dar am câteva plante în limba engleză. So this morning when I went to the grocery store, I took a couple of booklets with me in English. Deci dimineața aceasta când am fost înapoi la magazin, am luat câteva plante cu mine. Erau în limba engleză. And gave one of them to this young lady who is the cashier. Și i-am dat unul din aceste plante tinerei care era de acolo de la magazin. What a blessing it is to share the truth with the meek. Care era caserita. Și ce privilegiu este să putem să împărtășim adevărul cu cei blânzi. And the brethren, we exhort each one to pray for opportunities. Și fraților, vă încurajez pe fiecare să ne rugăm pentru oportunități.
If we use that opportunity, more will come. Dacă folosim oportunitățile care ne vin în față, o să ne vină după aia și mai multe oportunități. So let us walk in the light. Deci să umblăm în lumină. Now in this evil day in which we live, the Apostle Paul tells us that we need the whole armor of God. În această lume rea în care trăim, Apostolul Pavel ne spune că avem nevoie de întreaga armătura lui Dumnezeu. He informs us to watch and pray. El ne informează și ne spune să fim veghetori și să ne rugăm. So, please read about this armor in Ephesians chapter 6, verses 11 through 18. Ephesians 6, 11 through 18. Și o să citim despre această armătură a lui Dumnezeu din Efeseni 6, de la 11 la 18. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. A wonderful treatise by the Apostle Paul on the whole armor of God. O învățătură minunată a Apostolului Pavel în ceea ce privește toată armătura lui Dumnezeu. We are indebted so much for the words of the Apostle Paul, the Apostle John, the Apostle Peter. Suntem foarte mult îndemnați de cuvintele Apostolului Pavel, Ioan, Petru. Paul again wrote in 1 Timothy 4:12, "Be thou an example of believers." În 2 Timotei 1 cu 12, Apostolul Pavel ne spune să... 2 Timotei 4 cu 13. Oh, nu, scuze. 1 cu 12. 1 Timotei 4 cu 12. 4 cu 12. Să fim o pildă. Was that read? În 1 Timotei 4 cu 12 citim: nimeni să nu disprețuiască tinerețea, ci fie o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Now, let us also note that the Apostle Paul tells us some things that we're to think upon. Și să notăm și faptul că Apostolul Pavel ne spune lucrurile la care trebuie să ne gândim. What are these things that we're to think upon? Care sunt lucrurile la care trebuie să ne gândim? Well, let us read what Paul says in writing to the Philippians, chapter 4, verse 8. Să vedem ce ne spune în Filipeni 4 cu 8 Apostolul Pavel. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Well, we're to think about the true things. Trebuie să ne gândim la tot ceea ce este adevărat. And all of the other things that he mentions in this verse. Și toate celelalte lucruri care sunt menționate în acest verset.
Now, let us consider what Jesus said along this line. Să vedem ce ne-a spus Isus, să avem în considerare în privința asta. He exhorted what we are to do. El ne îndeamnă ce trebuie să facem. He informs us what manner of persons ought the consecrated be. El ne spune ce fel de oameni trebuie să fie cei consacrați. In Matthew chapter 6, let us note what the apostle says in, or rather what our Lord said in chapter 6 of Matthew 20, or rather 33 and 34. Matei 6, 32 și 33. Please read. Versetul 33-34. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei în cazul ei. Seek ye first the kingdom. Microfonul. Să căutăm mai întâi împărăția. Oh, Jesus taught us to pray for this kingdom. Isus ne-a învățat să ne rugăm pentru această împărăție. And now, brethren, let us insert the word incoming before kingdom. Și acum, fraților, noi să mai inserăm. We're to pray for this incoming kingdom. Trebuie să ne rugăm pentru împărăția care vine. Our Lord has come with the kingdom. Domnul nostru a venit cu împărăția. Who sent our Lord with the kingdom? Și cine a trimis pe Domnul nostru cu împărăția? The Heavenly Father. Tatăl Ceresc. The Heavenly Father has turned his face or favor toward the world by sending our Lord the second time. Tatăl Ceresc și-a întors fața sau favoarea sa către omenire prin faptul că l-a trimis pe Domnul nostru a doua oară. So while the spiritual phase is being gradually set up, the old order is passing away. Deci în timp ce faza spirituală a împărăției este setată, această veche ordine a lucrurilor a lumii este înlăturată. We pray for the time when this great time of trouble will be terminated. Și ne rugăm pentru timpul când acest timp de necaz va fi oprit. We pray for the time when Satan will be fully bound. Noi ne rugăm pentru timpul când Satan va fi complet legat. Then the second evil world will come to an end. Și atunci a doua lume rea se va sfârși. Then part two of the kingdom age, the earthly phase of the kingdom will begin its operation. Și partea a doua din împărăție, faza pământească a împărăției, își va începe operațiunea. So, brethren, what manner of persons ought we to be? Deci, fraților, ce fel de oameni trebuie noi să fim? Well, Jesus exhorts us to be not overly concerned with what we're going to eat, where, and where we will sleep. Domnul Iisus ne spune să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, ce vom mânca sau unde vom dormi. Some are concerned about building a new home. Unii sunt preocupați cu a-și construi o casă nouă. But remember that the consecrated who are faithful unto death will not need an earthly home if they make their calling and election sure. Dar să ne amintim că cei consacrați care sunt credincioși până la moarte nu vor avea nevoie de o casă pământească. So, brethren, let us not be overly concerned what we shall eat or what we shall wear or where we shall live. Deci, fraților, să nu ne îngrijorăm dar de ce vom mânca sau cu cine vom îmbrăca sau unde vom dormi. But we emphasize, seek first the kingdom of God. Dar subliniem, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Pray for this incoming kingdom. Să ne rugăm pentru această împărăție. Well, now, as a closing scripture, we'd like to refer to Galatians chapter 6 and verse 10.
ca un verset de încheiere, ne vom citi versetul din Galateni 6 cu 10. Please read. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Yes, let us do good unto all as we have opportunity, and especially the household of faith. Să facem bine la toți atâta cât avem prilej, cât avem oportunități, dar mai ales celor din casa credinței. So let us, brethren, provoke unto love and good works. Deci, fraților, să facem iubire și lucruri bune. The deliverance of the little flock draweth near. Pentru că eliberarea turmei mici se apropie. Well, we don't know the exact day or the exact year. Nu știm data exactă sau anul exact. But we do know that the number on this side of the veil is decreasing, while on the other side it's increasing. Dar știm că numărul de pe partea asta de val scade în timp ce numărul de pe cealaltă parte de val crește. So our Lord, through John the Revelator, said, "Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow." Revelation 14:13. Apocalipsa 14 cu 13 ne zice, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. So let us remember that the Father of lights wishes for us to let the light shine so others may glorify his name. Deci să ne amintim că Tatăl Luminilor vrea ca noi să ne lăsăm lumina să strălucească, ca alții să poată să-i slăvească și să-i glorifice numele. May the Heavenly Father add his blessing and overrule anything that was done or said amiss. Fie ca Tatăl Ceresc să își dea binecuvântarea peste cuvintele spuse și să corecteze orice a fost spus greșit. Amen. Amin.